Bun găsit, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Suntem împreună cu domnul profesor Teodor Mergea, directorul Colegiului Tehnic numărul 2 din Târgu Jiu, care îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Mulțumesc frumos pentru invitație și vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră. Și noi vă dorim la fel, mai ales că dumneavoastră ați ajuns deja, cum spunem noi, la semicentenar, ați avut un complex de manifestări în această perioadă, să zicem așa, o festivitate oficială s-a desfășurat pe 1 iunie, dar au fost manifestări și înainte și după acest eveniment. Nu e decolo ca un liceu din Târgu Jiu să împlinească 50 de ani de activitate. Ce n-ați putea spune așa, având în vedere că vorbim cu profesorul de istorie, despre etapele din viața liceului și apoi să vedem și câteva imagini luate cu acel prilej? Da, într-adevăr așa este. La începutul acestei luni am aniversat 50 de ani de când instituția noastră și-a deschis porțile. Și pe parcursul celor 50 de ani a parcurs diverse stagii. Încă de la început a fost înființată ca o școală profesională. Cum au apărut cam toate liceele tehnologice de la noi, da. Tehnologice, după aceea pe parcurs și-a schimbat profilul, a trecut și la grup școlar materiale de construcții în 1969, în 1971 la liceul industrial materiale de construcții, în 72 iar grup școlar de materiale construcții și așa mai departe, iar din 2008 ne numim Colegiul Tehnic numărul 2 Târgu Jiu. Practic v-ați întors la brandul cu numărul 2, așa era cunoscut, liceul industrial numărul 2, cum a fost cunoscut. Așa este și am avut o gamă variată și de școală profesională și de licee. La un moment dat, prin anii, acum 15-20 de ani, liceul nostru avea în jur de 1500 de elevi. Bine, aveți și o bază materială impresionantă, dar ați fost cunoscuți mulți ani ca pepiniera celor de la Unității Economice de la Bârsești. Da, da, într-adevăr. Asta practic a fost emblema. Așa era cunoscut liceul nostru ca, de fapt, îi zicea școală profesională a fabricii de ciment Târgu Jiu. Era brandul și pe parcurs normal. Bine, v-ați făcut un drum propriu alături de, în sensul că la un moment dat s-a privatizat, industria de genul acesta a cam dispărut din nefericire la Târgu Jiu, liceul a rămas și în ultimii ani părerea, că și acum a depășit 1000 de elevi. Da, în jur de 1000 de elevi am ajuns. Și acum sunteți unul dintre liceele mari ale Târgu Jiului și ale Gorjului și v-ați canalizat și o să vedem în această emisiune și pe alte activități de natură industrială, de natură economică. Păi în funcție de timp, de vreme și așa mai departe, că acum nu mai poți să spui, domne, mergem doar pe anumite specializări și profiluri, ci în funcție de și cum elevii se orientează la absolvirea clasei a 8-a spre licee. Și în ultima perioadă eu zic că ne-am orientat destul de bine, pentru că în acest an școlar am avut 6 specializări care le-am format în anul trecut. Sper, acum tot atât, dar ne-am propus 4 școli, 4 clase. Clase de liceu și 2 de profesională și noi ne dorim și sperăm să le formăm încă de acum, din vară, să nu mai așteptăm până toamnă. Apropo de aniversarea de pe, să zicem așa, manifestările de pe 1 iunie, o să luăm colegii din regie să ne dea câteva imagini
de la acel eveniment, să încercăm să prezentăm pe ele, mai ales că ați avut parte, inclusiv de primarul orașului, da, reales între timp, și care a fost elevul Colegiului Tehnic numărul 2. Deci... Da, într-adevăr... Liceul în sărbătoare, practic. Liceul, da, era... atunci în plină sărbătoare. Nici acum nu putem spune că nu suntem în sărbătoare. Cu siguranță. Da, și cum ați spus, domnul primar Florin Cârciumaru este absolventul liceului nostru, prima promoție, deci dânsul a terminat-o la noi la liceu și chiar săptămâna trecută au aniversat dânsul împreună cu colegii la liceu, deci au fost vinerea trecută și au sărbătorit 40 sau 45 de ani de când dânsul... Probabil, bine, cred da. Cred că 40 sunt, da, de când a terminat. Pentru că a fost câțiva ani de profesională, da. A fost, da, a fost profesională, fiind și primul liceu. Și dânsul era generație de 5 ani, da, la nivelul liceului. Atunci pe 5 ani se termina și după aceea s-a deprin... Mai târziu s-a trecut la 4... Da, ați primit cu acea ocazie o distincție din partea, da, primăriei Târgu Jiu. Da, într-adevăr, uitați acolo, domnul primar ne... Am zis că există o colaborare foarte bună între liceul dumneavoastră și domnul primar. Așa este nemaipomenit de bună și, într-adevăr, dânsul și primăria, în general, ne sprijină la... diverse evenimente și activități pe care noi le desfășurăm în cadrul, da, Inspectoratul instituției. Școlar s-au văzut mai devreme doamna Liliana Andrițoiu, fosta directoare doamna Șara Patin, da, a fost directoarea liceului. A fost și dânsa directoare, a venit și dânsa. Foști profesori, da. Uitați acolo, sunt foștii profesori, au luat și dânsii cuvântul. A fost o manifestare emoționantă până la urmă și care a arătat atașamentul pe care l-au avut aceste cadre didactice față de liceu la care au lucrat și, da, buna colaborare pe care o aveți în continuare cu ei. Până la urmă i-ați antrenat în diverse... Da, chiar dacă unii... Și secretarul primăriei, am înțeles că este, da, fost elev al liceului. Tot elevul liceului. Deci sunteți foarte bine prezentat la primăria Târgu Jiu. Da, și eu zic că înțelegerea, colaborarea este foarte, foarte bună între noi și dânsii. Și asta... E un lucru extraordinar. Diploma care o arătați dumneavoastră acolo era de la Ecaterina Andronescu. Da, doamna Ecaterina Andronescu ne-a trimis și dânsa o diplomă. Inițial ne-a anunțat că va veni în rândurile noastre, dar a intervenit ceva și a intervenit altceva. Și am văzut puțin mai devreme pe Emilia Drăgătoi, un anul care a fost elevă a liceului. Tot absolventă, da, a liceului nostru, a adus și o formație, uitați-o acolo. A susținut un mic recital și foarte plăcut, uitați și ghighilicile acelea, scuzați expresia, dar a fost foarte, foarte... Nu, a însemnat foarte bine și... Momentul a fost foarte bine articulat și, cum spuneam, foarte mulți profesori din diverse, da, generații ale liceului, unii dintre ei au pus creta în cui de mult, dar iată că au venit la manifestări. Păi, unii dintre foștii noștri colegi... s-au apropiat de 80 de ani, alții au trecut și cu toate acestea se mențin foarte bine pentru vârsta dânșilor și pentru ceea ce au făcut pentru învățământul nostru, că nu este ușor să... Aici a fost o scenetă interpretată chiar de elevii, da, liceului. Elevii noștri, da, sunt acolo și ei prezenți cu... De fapt, două scenete au fost. Aceasta este una dintre ele, ca să... Da, au dovedit foarte mult talent, chiar dacă la un liceu industrial, să zicem, te gândești că altceva îi definește, au arătat talent artistic cu carul, mai ales că era pregătit, momentul era pregătit de profesorii din cadrul liceului, deci n-a fost problema să zice să-i învețe un actor profesionist. Că am apelat la, da, colegii din alte, da, unități. Deci asta a arătat, da, până la urmă... Profesorii de limbaj român, în general,
când sunt diverse activități, contribuie la desfășurarea acestora, pentru că e normal da, să... Asta am reținut noi din imaginele de acolo, din manifestări, dar dumneavoastră spuneam, ați avut și alte manifestări cu acest proiect, ați avut un simpozion care deja a atins mai multe ediții cu participare din afara județului, un simpozion regional aflat în calendarul Ministerului pentru aceste activități. În același timp, ați avut chiar în ultimile zile manifestări chiar pe Sohodol, diverse proiecte. De fapt, sunteți recunoscuți că ați valorificat foarte bine filiera POSDRU a proiectelor europene. Deci asta înseamnă că se lucrează cu mult simț de răspundere la nivelul liceului pe care îl conduceți. Din fericire, așa este pentru noi, pentru școala noastră, și mai mulți colegi sunt implicați în asemenea proiecte. Nu poate să se ocupe doar unul singur sau o mică echipă acolo a liceului. Nu, sunt mulți colegi care le și place și de asemenea elevilor le place să se implice în proiectele respective. Care ar fi cele mai importante proiecte din ultimii ani, așa? Pentru că totuși aici puteți să dați exemplu de bună practică pentru alte. Da, într-adevăr. E bine, eu am aici și mai multe, așa, ca să sunt foarte multe. De exemplu, în ultimii 3-4 ani de zile sunt în jur de 20-25 de proiecte. Știți? Foarte multe. Da, foarte multe. Dintre acestea vă amintesc doar câteva. Unele care s-au desfășurat deci cu participare în afara țării. Am avut și proiecte Leonardo, am avut și Comenius și Grounding. Și de asemenea altfel de proiecte pe care le-am notat aici, în care colegii au fost... Da, acele pozdruri care sunt... Pozdruri, care da, au făcut foarte pozdru, da, implicații colegii și elevii. Și vreau să vă spun că, uitați, Europa, casa noastră, sunt multe, iar în acum o lună de zile am fost înștiințați că anul școlar viitor am câștigat un nou proiect european în care sunt implicați 45 de elevi. Foarte important. Care, da, care vor merge în 3 țări europene. Vor face practică sau doar vizite? Da, nu, practică 3 săptămâni de zile. Deci sunt stagiile acelea de practică, cum a fost acum 2 ani de zile în Anglia. Acum vor merge în trei țări. Vă spun imediat, una este Cipru, asta, alta este Portugalia, tot în campionatul de fotbal acum, și încă o țară vor merge acum tot la anul elevii noștri, câte 15 în grupă. Am înțeles. Și vor face 3 săptămâni de practică acolo. 3 săptămâni de practică, da, sigur că da. Deci aici își fac partea teoretică și partea practică. Ce clase vor fi elevii respectivi? Păi avem clasele de resurse naturale, o clasă. Avem clasa de electronică și o clasă de electronică și automatizări și o clasă de electromecanică. Am înțeles. Deci acești copii își vor face practică acolo, vor vedea cum se lucrează la nivel european, da, vor da. Compara cu ce fac ei aici și da, probabil și unii dintre ei poate se vor regăsi pe piața forței de muncă din Uniunea Europeană. Este posibil, că vedeți la noi cum după terminarea școlii, liceului, elevii se orientează spre Occident, e posibil ca și o parte dintre aceștia să meargă în țările respective. Ce am vrut să vă întreb, sunteți printre școlile care aveți deja obținut de 3 ori
titlul de școală europeană. Da. E greu, e ușor să fii școală europeană. Iată, prima dată ați obținut acest titlu în 2008. Da. Nu prea obțineau foarte multe școli atunci acest titlu. Păi cred că suntem printre primii și se obține cam din 3 în 3 ani. Deci nu poți mai devreme. Mai târziu, da, dar mai devreme. Am obținut prima dată în 2008, apoi în 2011 și ultima dată în 2014. Adică înseamnă că anul viitor trebuie să candidați din nou, dacă facem un calcul. Da. Din calcule așa reiese și deja o bună parte dintre colegii noștri și-au exprimat această dorință de a ne depune iar candidatura. Și nu este deloc ușor, pentru că, vedeți, e vorba de multe școli din țara aceasta și puține alese. Reușesc să... Da, cam 60 într-un an de zile. Da, cam 60. La nivel de țară și, iată, da. Unele chiar, repetă, dumneavoastră deja ați câștigat competiția de 3 ori. De 3 ori și am zis că și presupune, câștigat, se evaluează și nivelul de participare la proiecte și documentele manageriale și diverse alte lucruri. Deci sunt foarte multe lucruri care se țin cont, se punctează ca să iei acest titlu de școală, da, europeană. Multe criterii pe care tu trebuie să le respecti, să le îndeplinești, că altfel nu ai nicio șansă ca să... Și se face acolo selecția destul de riguroasă când și noi la ultima în 2014 ne-am încadrat printre primii din țară care am reușit să luăm această... Aveați deja experiența primelor două evaluări. Da, știați și... ce se cere, aveați cu ce, că da, contează păi foarte mult degeaba, proiectele nu... europene, da, și asta... Foarte, foarte mult contează aceste proiecte, dar pe lângă acelea mai sunt și alte criterii pe care, având experiență, cum am spus, noi deja știm ce, cum să le... Din punctul dumneavoastră de vedere acum și știți exact ce aveți în curte, cum se spune... școlile de la noi, gimnaziale, licee care au titlul de școală europeană, pot se compara cu cele din Occident? Să spunem așa. Păi eu zic că da, că dacă nu ne-am compara, n-am reușit să luăm nici noi, nu ne-ar acorda atâtea, nu... Deci, practic, sunt aceleași criterii ca și în Europa. Fără, doar și poate. Nu putem spune, domnule, la noi sunt într-un fel criteriile și în Europa apuseană în alt fel. Nu. Aceleași criterii, doar că trebuie să le îndeplinești și să le... Și în ultima perioadă, așa cum am spus, noi participăm la diverse asemenea proiecte în Europa, de ordinul, să zicem, zecilor în final, că nu numai una, două, trei, atunci ne-am făcut niște opțiuni și niște viziuni pe care am reușit să le aplicăm în școlile noastre și automat am reușit să realizăm aceste certificate de școală europeană și vreau să vă spun că liceul nostru se muncește permanent. Nu putem spune că nu mai, domne, muncim într-o zi, două sau și după aceea mai luăm o pauză, că nu, nu. Așa ceva nu se poate până când se încheie anul școlar și cum anul școlar la noi se încheie cam peste două săptămâni de acum încolo. Poate chiar mai mult. Sau chiar mai după mult, în jur de 12 iulie. Atunci se încheie la noi clasele a noua. Deci până atunci se lucrează permanent și automat activități întreprindem și inclusiv în acea perioadă. Și lăsat așa pentru clasa a noua la sfârșit să fac această practică. Mai, cred, am considerat noi că e mai bine și copiii pot să meargă la diverse instituții din acestea care îi reprezintă și învață ceva bine. Cu siguranță. Telespectatorii noștri au putut să vadă în ultimile săptămâni un spot cu oferta școlară
pe care o aveți pentru acest an, însă aș vrea să o punctăm cu mai multe amănunte, pentru mai ales la cei care se uită, mai sunt doar puține zile, avem deja de săptămâna viitoare evaluarea națională, va urma după aceea partea de opțiuni. Am și pomenit noi la început puțin despre oferta școlară. Sigur, haideți să vorbim de ea, mai ales că pe lângă, să spunem așa, domeniile clasice care le avea liceul odată, dumneavoastră ați introdus foarte multe lucruri noi. Din această perspectivă, practic, ați modernizat fantastic oferta școlară. De fapt, v-ați adaptat la ce este pe piață, cum spuneați mai devreme. Da, păi altfel nu rezistăm și nu e vorba de a dispărea de pe piața muncii, dar oricum se tot împuținau clasele. Așa consider că noi avem o gamă variată și complexă și e suficientă pentru liceul nostru ca să funcționăm destul de bine. Și vreau să vă spun că n-am avut probleme în ceea ce privește colegii, știți, cu catedrele în ultima perioadă de timp. Asta fiind și unul dintre criteriile respective. Da, deci în ceea ce privește învățământul liceal de zi, la clasa a noua avem patru clase, și anume pentru filiera teoretică profil real, avem o clasă de științe ale naturii, suntem în al treilea an de când funcționăm, iau și ei vacanță, nu? Săptămâna aceasta, că ceilalți care îi avem pe flux nu iau. După aceea... Și un domeniu căutat, din câte am văzut eu în anii trecuți. Foarte căutat, și vreau să vă spun că anul trecut au fost 32 de elevi înscriși în această clasă. Ce e deci un lucru foarte, foarte bun. Mai avem o altă clasă, este filiera tehnologică, profil resurse naturale, domeniul protecția mediului și specializarea tehnician ecolog și protecția calității mediului. Am avut în anii trecuți și câte două clase, dar am renunțat la una dintre ele ca să putem să formăm pe cealaltă de profil real. Da, în acest domeniu avem și proiecte europene. Avem practic. Și proiecte, sigur că da. Asta a făcut ca cumva să se impună și domeniul respectiv. Sigur că da, sigur că da, și automat noi am reușit să... Având două clase, au terminat, vă dau un exemplu, anul trecut, 27-28 elevi în clasă au terminat. Deci în două clase, eu zic că un lucru destul de bun. Mai avem un alt domeniu, profilul tehnic, și aici domeniul este electronică și automatizări. Avem tehnician în automatizări o clasă și domeniul electromecanică, tehnician electromecanic o clasă. Deci acestea sunt cele clasic, patru. La dumneavoastră de mai mulți ani, unde aveți și o dotare corespunzătoare pe domeniu. Avem tehnic, dotare. Acele ateliere sunt destul de dotate și destul de... Știți. Da, baza materială, asta pot să vă spun și eu, am văzut-o de mai multe ori, am și filmat-o altă dată și trebuie spus că e printre puținele la nivelul ăsta din județul Gorj. Și aici nu vorbim numai de Târgu Jiu. Da, da, într-adevăr așa este și noi aici așteptăm așa și o sponsorizare, sperăm să vină cât mai rapidă în acest domeniu. Eu zic că în vara, toamna acestui an vom reuși să mai aducem la această bază îmbunătățiri. Pentru că e necesar, dacă nu ai bază materială, cu ce să faci practică. Da, și în condițiile în care totuși stați mai bine decât alții, dar preocuparea e foarte bună. Fără doar și poate, pentru că altfel nu. Păi, dacă nu reușești, știți, că sponsori, că diverse, nu? Așa, să aducă, nu se reușește, numai cu banii personali proprii
Nu. E foarte. Șanse e foarte puține, greu să poți, da, să poți face ceva. Da, și cu toate acestea noi ne-am descurcat în alte domenii. Nu am apelat la primărie, nu am apelat la altcineva și am reușit să ne descurcăm cu banii proprii, să funcționăm destul de bine, eu zic. Mai avem la școala profesională. Aici deja a trecut prima etapă. Cum stați așa? Care a fost pulsul? Păi, până acum, ar mai fi, eu știu dacă mai vin săptămâna aceasta, 30 de înscriși avem. Deci, practic, deci, o clasă ați făcut. O clasă o avem formată. O clasă și ba, un pic, o clasă, da, o clasă peste o clasă. Peste o clasă. Deci asta e clar că nu veți avea probleme să o completați și pe cele a doua în etapele următoare. Noi așa sperăm și... Ce profile au dorim? Aici, au, da, avem la cei care vin, avem domeniul mecanic, unul dintre profile, și este mecanic auto, iar cel de-al doilea este domeniul turism și alimentație, iar aici sunt cele de ospătari și patiseri. Așa zice domeniului, dar da, ei sunt ospătarii, patiserii, și anul acesta avem cele două noi specializări, da, care le-am format anul trecut. Elevii au venit, eu zic, destul de mulți, și 27 la o clasă, vreo 23-24 la cealaltă. Sunt bine, nu putem spune că nu. Iar ce vreau să vă spun, că încercăm, deci pentru cel de mecanic auto, să le dăm și, știți, calificarea aceea care ei și-o doresc, nu, de... Permisul, să înțeleg, sau? La mecanic auto. Da, mecanic auto, deci avem aici și, bine, la spre sfârșitul perioadei, când ei să-și ia și permisul. Asta, da, permisul deci asta, auto. Le da și această facilitate, da, practic școala de șoferi, da, o fac fără bani. Da, deci asta fără bani, aici ne descurcăm noi cu... totul, adică să aibă și și când împlinesc vârsta, da, posibilă, poți să, păi, și dea... Da, păi, mai devreme nu, chiar dacă ai... Da, am auzit o ofertă interesantă, chiar la, nu la un liceu din Gorj, adevărat, pe o televiziune, să spunem, concurentă de la alt județ, dar da, pe cablu. Citeam că liceul respectiv de la Vâlcea, că de Vâlcea e vorbă, oferă absolvenților de clasa 8-a posibilitatea de a obține permisul de conducere. Bun, când îl obții? La sfârșitul perioadei de 3 ani sau îl obții acum în clasa 9-a? Că nu știu cum o faci. În niciun caz nu pot, deci, început. Dar așa sună spotul, no, respectiv de asta. Da, e clar că e. Ei, da, își vor face cum la noi fac 3 ani de zile, deci pot să facă, și după aceea, când au împlinit cei 18 ani, atunci, până atunci n-ai... Bine, la dumneavoastră poți să ia caretul pentru curte, că la ce curte, da, aveți, la și ăsta poți să, conducă poți să conducă de voie, cum, da, ar veni, da. Nu. Și vreau să vă spun că am reușit să obținem și o colaborare foarte bună din acest punct de vedere cu mecanicii auto, dar și cu ospătarii patiserii, știți, când fac practică. Deci merg la unități economice ca, da, să facă practică. Da, la unități economice. Ce și am a reușit, eu zic că nu le dau numele, știu că nu este voie, unități de prestigiu din de la noi, de aici, din localitate, și care sunt serioși și totodată au promis că după ce vor termina școala profesională, îi, bineînțeles, pe cei care sunt cei mai buni, îi vor și angaja. O întrebare care vine aici. Ați avut în ultimii ani, să spunem așa, contacte cu diverse firme care v-au cerut să spună, domne, aș avea nevoie de meseria asta sau asta și ar fi bine să vă faceți un profil de acest gen? Nu, personal nu am avut. Am participat la diverse întruniri pe care le-a organizat Inspectoratul Școlar Județean cu diverse firme, dar nu, au solicitat, dar până la urmă nu mai vor elevii să se îndrepte spre ce solicită dânsi. Eu știu, ei, v-am spus, meserii din acestea care îi atrag
ba cu permisul auto, ba cu... Da, la fel de adevărat este că avem nevoie de diverse meserii care noi nu le mai căutăm acum sau în orice caz solicitările copiilor nu sunt foarte mari, dar ar putea găsi un loc de muncă de la, nu știu, de la sudor mecanic de urcare și asta și până la tâmplar sau altceva. Apropo, pe aceste sunt, nu se găsesc sau nu se fac în momentul de față, de exemplu, genul prelucrării lemnului sau ceva de acest gen. Nu mai sunt profile cum erau odată și de multe ori cred că ar fi nevoie de ele. Nu mai vorbesc de un instalator pe care nu-l găsești la Târgu Jiu. Da, dar nu refuză pur și simplu. Da, aici e problema, că nu-și dau seama ce oportunitate ar fi pe acest domeniu. Și liceele, dacă ar oferi, că probabil există, să zicem, personal specializat pentru asta, ca să-i poată pregăti, liceele nu dau aceasta pentru că știu că nu-i solicitată. Dar dacă te gândești din perspectiva când ai nevoie și ce bani se pot câștiga, asta e altă ceea problemă. Ce a spus și dumneavoastră, meseria de sudor, acum 2 ani pentru școala profesională, noi ne-am fixat, domne, să facem o clasă. Doar 2 s-au înscris. Și ce puteam să facem noi cu 2 candidați? Dar uitați-vă la locurile de muncă, la cererile pe loc. Da, și nu, la cererile de locuri de muncă, această meserie este foarte căutată. Este foarte căutată și foarte bine plătită. Da. Și la noi în țară, dar și în străinătate. Și am văzut că și AJFM-ul a avut cursuri pe acest, pe acest domeniu. Da. Dovadă că există o anumită cerere, dar cei care, să spunem așa, devin conștienți de nevoia de această meserie, o fac destul de târziu, deci după ce au terminat anii de școală, pentru că știm cum... Am fost acum 2 ani la noi, la liceu, AJFM a organizat un asemenea curs, vreo 3 luni de zile, cred că a durat în vară, au terminat și după ce au absolvit vreo 6 dintre respectivii cursanți au fost încadrați în Occident luând salarii destul de frumușele, am înțeles chiar peste 3.000 de euro. Da, de se caută și afară foarte bine și, această meserie. Și, într-adevăr, au trimis și scrisori de mulțumire școlii noastre pentru că i-am pregătit. Vă dați, nu se așteptau nici dânsii la sumele respective. Deci, nevoie există, dar... Dumneavoastră acum, să zicem așa, aveți experiența, v-ați confruntat cu această cerere și ofertă din partea părinților. Am tot căutat și am întrebat pe foarte mulți cum poate fi schimbată mentalitatea aceasta a părinților, a spune păguboasă în unele direcții, în sensul de a merge, că faci școală, mergem numai la licee teoretice, ignorăm partea tehnologică. Sau în orice caz, dacă cădem acolo, dacă n-am avut o medie mare, mergem în partea tehnologică, deși e clar că e nevoie și știm că raportul ar trebui să fie undeva, și așa e în Occident, teoretic undeva la 30%, 35% și restul maxim pe domeniul 40, pe domeniul tehnologic. Da. Ori la noi, în Gorj cel puțin, profilul teoretic se duce spre 50% din câte ne comunica inspectoratul școlar, lucru care nu e în regulă, ar trebui să se schimbe, dar deocamdată din păcate, din nefericire, asta este situația și... Cum am putea să-i convingem pe părinți? Păi, în primul rând, părinții ar trebui să decidă asupra viitorului copiilor, dânșilor, și să se îndrume spre aceste specializări și să, referitor la această școală profesională, vă dau și niște detalii imediat, pentru că oferă... Se oferă și o bază, facilități pentru aceștia. Așa, da. Deci care sunt, să zicem, avantajele pentru cei care optează pentru asta? Deci ei au acolo și cei 200 de lei lunar pe care îi primesc, dacă nu absentează. Deci aici e o problemă, da? Dacă urmează cursurile, că noi avem o problemă, știm noi, în general vorbim. Asta o știm, nu? Da. Da. Și să știți că totuși puțin de la noi din școală, din cele două clase, au pierdut banii respectiv. Dar au mai fost, dar foarte, foarte puțin, pentru că știți, statul îți oferă, dar și tu trebuie să vii la școală.
Da. Și de asemenea, acum, din câte am văzut că se discută, s-ar aproba pentru anul viitor să se acorde 300 și ceva de lei pe an pentru aceștia. Acum nu știu dacă se va și da, există și un alt proiect care, da, proiect care ar veni acesta să dubleze, practic, suma care o primesc. Da, și atunci le-ar oferi condiții ca să, domne, vin, pot să stau la cămin, deci toate facilitățile sunt acoperite. Da, dacă ar fi o sumă, practic e un mini salariu dacă o luăm așa de tot. Am înțeles 300 până în 350. Acum nu știu nici eu să vă spun că 330, 340. Da, există. 300. De fapt sunt firme în Ardeal, se practică, mai ales sunt firmele acelea germane care oferă celor care se califică în meserii care le caută ei, le oferă burse chiar mult mai mari, deci care depășesc 400 de lei, fără cele de la guvern. Deci vă dați seama că un copil care ia un 5-6 milioane e chiar un salariu e destul de bine, adică mic. Nu putem spune că nu. Deci și își pot plăti, dacă stau la internat sau ceva de genul ăsta, își pot plăti toate cele necesare. Și nu mai trebuie să faci și naveta aceasta care e destul de dubioasă și în sensul că chinui copilul ca să vină de la zeci de kilometri, nu, zilnic să vină la școală. Așa? Nu, da, asta e paradoxul, că noi am încurajat cumva prin decontarea navetei sau ceva de genul acesta ca acești copii să facă, și sunt copii și probabil și la dumneavoastră la liceu, dar cu siguranță și la alte licee din Târgu Jiu, de fapt naveta și de la 50-60 de kilometri zilnic. Da. Deci vă dați seama că făcând pe drum, să zicem, un câteva ore dus întors în fiecare zi, vă dați seama ce prestație mai poate avea copilul respectiv la ore, pentru că e oboseală, e normal, e un copil, chiar dacă, să zicem, e de vârsta adolescenței. În aceste și nu merg la cămine sau ceva, deși poate pe ei costă mai mult naveta decât ar sta la un cămin și în condiții foarte bune. Da, s-a pierdut această chestie, cum spunea, apropo, că ne întoarcem la ce spunea la 1 iunie Florin Cârciumaru, faptul că 5 ani de liceu i-a stat la cămin la dumneavoastră, la da, liceu. Da, așa cum așa, arăta el chiar atunci. Chiar așa spunea dânsul, da. Și așa a fost. Că și iată, asta nu l-a împiedicat să ajungă inginer, director de mare întreprindere, primarul municipiului de 16 ani. Da, și asta, da. Deci asta nu înseamnă, domne, dacă stau, că și noi, acum nici și eu vă spun, nu am în facultate sau ăsta, tot la cămin am stat și noi, nu am avut locuințe asigurate în București sau unde am făcut facultățile, atunci se făceau mai departe și automat nu astea sunt condițiile, putem spune, condițiile rele, dacă stăm la cămin nu mai învățăm carte sau nu. Ba din contră. Ar fi, poate există garanția că se învață mai mult, pentru că vă spuneam, în momentul când ești destul de obosit de un drum de acesta dus întors de ore întregi, mai vii să mai faci și nu știu câte ore, clar că timp de pregătire nu prea mai există. Așa, dacă stai la un cămin, există acel program pe care l-ai cu pedagogul și toate celelalte, care îți permit chiar să faci performanță dacă dorești. Dovadă că ați avut și la liceul dumneavoastră și cu siguranță și la alte licee copii care au performat dacă au stat la cămin, în sensul că au avut timp să învețe și au și făcut-o. Da, așa. Plus programele de pregătire, plus acel proiect pe care dumneavoastră l-ați avut pentru copii a căror părinți erau plecați în străinătate și care le-a creat condiții speciale celor care sunt în această situație. Am avut, de fapt, două asemenea proiecte, unul pe această temă, unul pe alta, și copiii, într-adevăr, au beneficiat de diverse programe atunci și facilități, au mers în diverse proiecte în țară, atunci a fost vorba de țară, nu de plecat în străinătate, și în țară e destul de bine când pleacă zeci de copii, duci în proiectele respective și așa mai departe. Bun, acum dacă tot ne adresăm și sunt destul de mulți copii care poate n-au luat decizia prea bună acum, n-au ales și o școală profesională, adică așteaptă să vadă ce fac la evaluarea națională, dar după aceea s-ar putea ca unii să opteze pentru școala profesională,
cu ce i-ați convinge dumneavoastră? Deci ce le spune, să zicem așa, la cei care se uită acum la noi și încă nu sunt hotărâți dacă să meargă la o școală profesională sau să meargă la clasă de liceu, la cei care pot? Da, bine, sigur. Legea da. Le permite și cu medie foarte mică. Chiar poți dacă să nu e media 5 da, și... Și poți să intre. Dar care ar fi avantajul acum? Haideți să vă facem pe partea cealaltă. Care ar fi avantajul să meargă la profesională și nu la o clasă de liceu? În afara faptului că scapă de bacalaureat. Că asta e o mare problemă în ultimii ani. Este și va fi permanent. Pentru că dacă nu înveți, e suficient ca să promovezi, n-ai cum. Asta este imposibil. Nu trebuie să ne mai așteptăm ca acum câțiva ani în urmă, când peste 90% promovau bacalaureatul. Acum media nu mai este atât de mare. Pentru liceele, vorbesc de liceele, da, liceele noastre, tehnologice, chiar la nivel de țară s-a făcut o statistică și media pe liceele tehnologice este undeva la 40 și ceva la sută. Da, cam aceea, 40 până da. 50. Da. Nu, 50% deja e medie deja. Bună. Dacă da, ai luat 50, da, da, deja e, da, e foarte bine. E bine, dar din nefericire sunt unii care iau foarte puțin. Sau din nefericire nu ia deloc. Nu ia mai deloc. Sunt și de, da, mai avem mai, și mai avem recordul și de acestea negative. Da, și dacă îi sfătuiești, domne, trebuie să faci așa, să nu, ei nu, că eu merg pe filiera aceasta. Bun, având în vedere că mai avem puține minute, da, ce le oferim, să spunem așa? Deci v-am spus, este varianta aceea cu bursa profesională de 200 de lei pe lună. Mai este practica la agenții economici cu tradiție în județul. Da, și la dumneavoastră chiar da, este cazul în acest este domeniu. Este și da, asta vreau să vă punctez încă o dată, că acum intră în practică acești elevi, o vor face, v-am spus, fie unde se duc ei acolo, și la mecanică sau la ospătari, și acolo ni s-a promis că dacă ei vor și sunt competenți, vor în vara aceasta, o lună, două, pot să lucrez la agenții respectivi. Foarte important. Ce... Deci vor avea banii lor pe toată vacanța. Vor avea bănuții lor acolo, li se oferă, nu ni s-a spus că li se oferă, nici nu i-am întrebat, puteam să întrebăm partenerul, așa, dar a zis e suficient ca să se simtă și ei bine în vacanța aceasta. Și v-am spus, cu obținerea permisului auto pentru elevii de la calificarea mecanic auto la sfârșitul perioadei și posibilități de participare la evenimente și angajare la absolvirea școlii profesionale. Da, deci sunt foarte multe avantaje și pentru învățământul profesional. Ați auzit varianta și pentru liceu. De fapt, noi o să terminăm emisiunea cu acel spot pe care l-ați văzut și înainte de începerea emisiunii. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Vă mai așteptăm în acest segment editorial și cu alte teme, nu neapărat numai admiterea. Da, cu multă plăcere și eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la această emisiune și am avut posibilitatea să ne expunem ceea ce noi am făcut, vom mai face și sunt multe de spus. Și cei care vor să aleagă liceul 2, le urăm succes pentru asta în această perioadă de admitere. Noi vă urăm succes la examenele naționale vă care bat la mulțumim și noi așteptăm pe... Dragi telespectatori, a fost cu noi domnul Teodor Mergea, directorul Colegiului Tehnic numărul 2 Târgu Jiu. Noi terminăm emisiunea cu acel spot pe care l-ați mai văzut și o să-l mai vedeți până la admiterea în liceu. Mulțumim pentru atenție, la revedere! Colegiul Tehnic numărul 2 din Târgu Jiu îți prezintă oferta educațională 2016-2017 la următoarele specializări. Învățământ liceal de zi, clasa a noua, rută directă, 4 clase, filiera teoretică, profil real, științe ale naturii, o clasă, filiera tehnologică, profil resurse naturale, domeniul, protecția mediului, tehnician, ecolog și protecția calității mediului, o clasă, profil tehnic, domeniul, electronică și automatizări, tehnician în automatizări, o clasă, domeniul, electromecanică,
tehnician electromecanic, o clasă, școală profesională, clasa a noua, domeniul mecanică, specializarea mecanic auto, clasa a noua, domeniul turism și alimentație, specializările ospătar patiser, clasa a noua, domeniul electronic automatizări, specializarea electronist aparate și echipamente, învățământ cu frecvență redusă, filiera teoretică profil real, științe ale naturii, școală post-liceală, tehnician echipamente periferice și birotică, tehnician electromecanic auto, asistent medical de farmacie, tehnician laborant pentru protecția mediului, școală de maestri, maestru electromecanic, aparate de măsură și automatizări, maestru mecanic. Ne găsiți în strada Victoriei numărul 132-138 sau la numărul de telefon 0253-228-006. De asemenea, mai multe detalii puteți afla și de pe site-ul nostru www.ct2tgjiu.ro sau la adresa de e-mail ct_nr2@yahoo.com.